Salut! Cum am menționat în videoul precedent, astăzi revin cu a doua parte din lista cu cele mai bune seriale turcești lansate în anul 2022. Toate producțiile prezentate sunt subtitrate în română. Dacă ai ratat prima parte a listei, fă click pe sugestia apărută în colțul de sus din dreapta sau caută link-ul în descriere sub acest videoclip. Dar asta nu înainte ca să afle serialele prezentate acum. Abonează-te pe canalul nostru dacă ești pasionat de cinematografie turcă și nu numai. Și nu uita să activezi toate notificările pentru a nu rata alte videoclipuri interesante. Deci, să trecem la serial. În numele iubirii. Zeynep este o adolescentă deșteaptă și sârguincioasă. Ocupând locurile de frunte la numeroase olimpiade, tânăra an la rând este cea mai bună elevă din școală. Și toate aceste eforturi nu sunt în van, deoarece Zeynep din toată inima își dorește să devină medic și să-și scoată familia din sărăcia cumplită în care trăiesc. Însă viața i-a pregătit o soartă cu totul diferită decât se așteptase. Fiind bolnavă și incapabilă să-și întrețină copiii, mama lui Zeynep cedează insistențelor familiei Baykara și o logodește pe Zeynep cu Volkan, un bărbat violent și smintit pe deasupra. Și chiar dacă Volkan este obsedat de adolescentă și tot îi repetă cât de tare o iubește, el nu este în stare să-și controleze firea sa agresivă, care i-a băgat în sperieți chiar și pe părinții săi. Spunându-i din start că poate să uite de școală și de universitate, Volkan a distrus toate speranțele lui Zeynep și aceasta se pomenește într-o situație disperată, captivă lângă un soț nebun pe care îl urăște. Exasperată, tânăra înțelege că mai bine moarte decât așa o viață și chiar încearcă să-și pună capăt zilelor, însă este oprită de Elif, noua profesoară recent sosită în școala lui Zeynep. Aflând cauzele care o impun pe adolescentă să-și ia viața, Elif pur și simplu rămâne fără cuvinte. Totuși, profesoara încearcă să o convingă pe tânără că este și altă ieșire și ea va face totul ca să o ajute și cele două încep o luptă dificilă pentru viitorul lui Zeynep, lupta care din cauza nebuniei lui Volkan va pune în pericol viețile celor două. Până la ultima mea respirație. O bună parte din viața sa, Mehri și-a dedicat slujbei în poliție, un agent apreciat și stimat de comunitate. Aceasta totuși n-a reușit să-și ferească familia de răul care urma să se abată. Fiica ei de 17 ani a fost abuzată, dar peste 9 luni pe lume a venit un mut, amintirea vie a tragediei care s-a întâmplat. Incapabilă să suporte rușinea și viitorul sumbru care o așteaptă, tânăra și-a pus capăt zilelor. Această întorsătură a lovit crunt în familia care și așa trecea printr-o perioadă dificilă. Cu toate acestea, Mihri a insistat ca Umut să rămână în casa lor, deoarece este unica ce a rămas de la fata ei iubită. Din acest motiv, soțul a părăsit-o, dar feciorul a întrerupt orice legătură, deoarece ei nu erau în stare să accepte copilul unui criminal. Au trecut 7 ani de atunci și Mihri deja s-a obișnuit cu situația. Feciorul supărat a șters-o definitiv din viața sa, dar fostul soț nici nu vrea să audă de Umut. Însă, totul se schimbă atunci când din închisoare iese cel care i-a abuzat fiica, dar la scurt timp după aceasta din sat dispare o tânără. Intuind că tatăl lui Umut din nou s-a apucat de vechiurile obiceiuri, Mihri începe să investigheze acest caz și curând găsește probe evidente că a avut dreptate și polițista începe vânătoarea contra cronometru în speranța de a găsi fata și a opri odată pentru totdeauna monstru care distruge viețile tinerilor nevinovate. Pescărușul. De mic copil, Ferit Corhan era obișnuit să primească totul ce și-a dorit. Fiind moștenitorul unei familii influente și bogate din Istanbul, tânărul niciodată nu a adus lipsă de atenția domnișoarelor, faptul care l-a transformat într-un fustangiu incurabil. Sătul de purtare desfrânată a lui Ferit, bunelul său Halis Aga decide să-și căsătorească nepotul cu o fată din satul său de baștină, modestă și străină obiceiurilor domnișoarelor de la oraș. Această veste îl nemulțumește pe Ferit, care înțelege că matrimoniul va pune capăt escapadelor sale amoroase. Totuși, fiind amenințat că altfel va fi alungat din familie, tânărul acceptă căsătorie. Drept candidată este aleasă Suna,
fiica cea mai mare a domnului Kazım. Ambele familii par a fi bucuroase de această înțelegere. Însă în seara logodniei, Ferit o refuză pe Suna și în locul ei o alege pe Seyran, sora sa mai mică. Nedorind să piardă ocazia de a se înrodi cu familia Korhan și parcă fetele sale ar fi o marfă pe care ar vrea să o vândă cât mai scump, Kazım acceptă să o ofere pe Seyran în locul lui Suna. Dar tânăra, fără să-și dea seama ce se întâmplă, se trezește căsătorită cu un bărbat necunoscut. Însă la scurt timp, Seyran înțelege că matrimoniul este unul fictiv, dar Ferit s-a căsătorit doar ca să-și împace bunelul. Totuși aceasta nu îi aduce liniște în suflet, deoarece ea înțelege că reputația surorii este distrusă și acum nimeni nu o va mai cere de soție. Între timp, cunoscându-se mai bine, tinerii însurăței vor descoperi că ambii au trăsături demne de admirare și posibil că nu sunt chiar așa de insuportabili cum le părea la prima vedere. Miezul nopții la Palatul Pera. Legendarul Hotel Pera Palace din Istanbul împlinește 130 de ani. Cu această ocazie, aici sosește Esra, o jurnalistă ambițioasă, îndrăgostită de romanele lui Agatha Christie. Dorind ca articolul dedicat hotelului să fie cât mai veridic, jurnalista rămâne aici peste noapte. Și cum de obicei se întâmplă cu clădirile vechi, hotelul ascunde prea multe secrete după ușile încuiate ale camerelor. Aproape de miezul nopții, Esra descoperă o cheie veche lăsată pe masa din dormitorul său, dar la scurt timp după aceasta se produce un cutremur. Ieșind din cameră pentru a se asigura că totul este în regulă, jurnalista rămâne consternată. Interiorul hotelului este schimbat, dar pe coridoare umblă oameni îmbrăcați în haine de epocă. Crezând că totul este un vis, Esra savurează momentul. Însă acest vis minunat se sfârșește atunci când jurnalista îl întâlnește pe Ahmed, managerul hotelului pe care l-a cunoscut cu o zi mai devreme. Acesta încearcă să o convingă de ceva absolut imposibil, și anume că ei au călătorit în trecut și acum se află în anul 1919. Înțelegând că Ahmed nu o minte, dar prezența lor în acest loc nu este binevenită, ba chiar periculoasă, cei doi încearcă să se întoarcă în anul 2022. Toate încercările eșuează și ei se trezesc blocați în trecut, într-o perioadă crucială pentru soarta Turciei, bântuită de numeroase revolte civile și militare. Dar orice faptă întreprinsă de Esra și Ahmed va schimba pentru totdeauna soarta tânărului stat, deoarece prezența celor doi deja a început să influențeze evenimentele istorice care urmează. În linie dreaptă. Cât de multe este în stare să facă o persoană pentru a obține jobul visurilor sale? Se pare că pentru tânăra Aslı, răspunsul este evident, deoarece ea de mult a hotărât pentru dânsa că este în stare să facă orice. Absolvind facultatea de jurnalism, Aslı a înțeles că să cutreiere orașul în căutarea știrilor exclusive nu este o ocupație demnă de capacitățile sale. În schimb, a fi prezentatoare scăldată în lumina reflectoarelor și cu o armată de asistenți alergând din urmă este o slujbă potrivită. Pentru a-și atinge scopul, tânăra se înscrie stagiară la studioul unde lucrează Lale Kiran, o profesională desăvârșită și idolul ei încă din copilărie. Mințind și uneltind împotriva altor stagiari, Aslı reușește să scape de aceștia și spre final este angajată ca redactor asistent. Însă această victorie doar îi trezește o poftă și mai mare, dar tânăra ambițioasă deja se vede în locul lui Lale. Cu scopul de a defăima studioul și în mod special pe Lale, Aslı creează pe rețele de socializare un profil fals unde începe să publice notițe despre studio, în mare parte inventate și distorsionate. Treptat, aceste postări capătă o răspândire tot mai mare, dar poziția lui Lale începe să se clatine din temelii. Înțelegând că tactica aleasă aduce rezultate, atacurile lui Aslı se vor face tot mai agresive și lipsite de scrupule, dar Lale va fi nevoită să se confrunte cu un dușman necunoscut și necruțător, care nu se va opri până nu o va distruge. Cam atât pentru azi. Scrie în comentarii dacă ai văzut careva din serialele prezentate mai sus și dacă da, ce impresie ți-a lăsat. Nu uita să dai un like acestui video dacă ți-a plăcut și să te abonezi pe acest canal. Dacă nu vrei să ratezi alte videouri interesante cu topuri tematice sau știri din lumea filmelor, fă click pe clopoțel. Ne auzim în videoul următor.